Tăriceanu respinge orice propunere venită din partea PNL și a USR pentru formarea unei alianțe de dreapta. Copreședintele ALDE susține că în momentul de față liberalii încearcă să iasă din încurcătură după scorul de duminică. Mai mult, spune Tăriceanu, atât PNL cât și USR sunt două formațiuni fără identitate. În ceea ce privește relațiile cu PSD, Tăriceanu spune că a discutat cu Dragnea, însă nu și despre un premier. Senzația mea este că PNL-ul încearcă să găsească o soluție prin care să iasă din încurcătură. Dacă mă uit la USR, care este, după declarațiile președintelui acestei formațiuni, o grupare în care fiecare are o proprie partitură și propriile lui idei, nu are niciun fel de ideologie. Cu USR-ul nici nu știu ce aș putea să discut. Deși respinge asocierea cu PNL și USR, președintele ALDE spune că nu a discutat încă despre numele noului premier cu aliații de la PSD. Nu, n-am ajuns să facem astfel de discuții. Compromisuri. Câte posturi v-ați dori în guvern? Cât mai multe. Adică minim? Așa, 80-90%.